Patru persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs în această dimineață pe autostrada A1 în zona localității Brănișca. Trei victime au fost transportate la spitalul din Deva, având traumatisme craniocerebrale și fracturi. În accident au fost implicate două autoutilitare, iar traficul rutier a fost restricționat aproape o oră. Forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompier Deva, polițiști, paramedici smurt și medici de pe ambulanță au intervenit la un accident rutier produs pe autostrada A1 între Deva și Ilia. În accident au fost implicate două autoutilitare poziționate în urma impactului la aproximativ 100 de metri unul față de celălalt în care se aflau patru persoane. În urma accidentului, toate cele patru persoane au suferit diferite leziuni, dar au fost conștiente și cooperante. Lor li s-a acordat asistență medicală de către echipajele de prim ajutor. Două persoane prezentau trauma traumatism cerebral, o persoană avea o fractură, iar cea de-a patra, conducătorul auto aflat singur la volanul uneia dintre autoutilitare, a suferit ușoare traumatisme în zona umărului. După acordarea primului ajutor medical, persoanele rănite au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din Deva. Circulația s-a desfășurat pe o singură bandă a sensului de mers cu restricții de viteză. Organele abilitate urmează să stabilească cu exactitate cum s-a produs accidentul.